Modificarea sistemului de pensii de serviciu este necesară pentru ca României să nu îi se blocheze banii care au fost repartizați prin intermediul PNRR. Reexaminarea actului normativ în conformitate cu decizia Curții Constituționale a avut loc într-un timp record în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. La numai 5 zile de la primirea votului în Senat, legea pensiilor speciale, așa cum este denumită popular, a ajuns luni în atenția plenului Camerei Deputaților. Magistrații, personalul auxiliar din justiție, aviatorii, funcționarii publici din Parlament, precum și diplomații, angajații Curții de Conturi, ca și militarii și polițiștii, sunt categoriile profesionale pentru care forul legislativ a luat mai multe decizii în ce privește acordarea pensiilor. În noua formă a textului de lege, pensiile de serviciu vor fi suplimentar impozitate în mod progresiv cu o rată care poate ajunge până la 20% pentru partea care nu provine din contribuții. Începând de anul viitor, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiția de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcții. Condiția de vârstă este minimum 47 de ani și 4 luni. Această vârstă de pensionare crește cu câte 4 luni în fiecare an calendaristic până la atingerea vârstei de pensionare de 60 de ani. Dezbaterile generale din plenul Camerei Deputaților au demarat cu critici din partea opoziției. Încă un moment rușinos pentru acest Parlament, încă un moment rușinos al democrației românești postdecembriste. Ați avut o obligație în PNRR. Să treceți aceste pensii la cel mai firesc și normal principiu din lume, principiul contributivității. Cât ai contribuit, atât să primești, la fel cum primești 95% din români. Și v-ați bătut joc. Această formă, ultimă formă a legii, este cea mai sfidătoare de până acum. Există pensii nesimțite în România? Da. Sunt mai puține pensii nesimțite în România astăzi decât erau anul trecut? Răspunsul e da. După intrarea în vigoare a acestei legi, vor fi mai puține nesimțite aceste pensii? Răspunsul e de asemenea da. E suficient? Răspunsul e nu. Și asta este adevărul. E ușor să tai complet pensiile speciale din România, așa cum am făcut cu pensiile parlamentarilor. Astăzi puține lume știe, pentru că nu vă convine să le spuneți, în plată, în România, astăzi, foștii parlamentari nu mai încasează pensii, nu mai au în plată pensii speciale. Avem un jalon PNRR, o reformă, de care depind 2,8 miliarde de euro. Cu această lege, care respectă pe de-o parte și deciziile CCR, pentru că noi putem să hotărâm acum că îi omorâm pe toți, tăiem totul. Mâine, deci, legea va fi neconstituțională și pe care de consecință pierdem 2,8 miliarde de euro. Nemulțumiri cu privire la forma finală a legii pensiilor de serviciu au fost exprimate de mai mulți reprezentanți ai opoziției. Toate intervențiile au înlocuit dezbaterile pe fondul actului normativ cu declarații politice susținute în cadrul dezbaterilor generale. Cu o majoritate zdrobitoare în Parlament cu care pot să facă lucruri corecte pentru oamenii care muncesc în această țară, PSD și PNL nu desființează pensiile speciale. Coafează pe aici, pe acolo, condițiile de acordare și le acordă în continuare. Mai mult, vor putea să cumuleze și pensia cu salariu la stat, așa cum știți că pe canale politice deja s-a orientat și decizia a fost luată. M-aș fi bucurat foarte mult că atunci când doamna a fost ministru, nu cred că a oprit-o nimeni, sau dacă a oprit-o să spună, putea să vină cu un proiect de lege pe care să-l înainteze Parlamentului, prin care să rezolve această problemă. În realitate, n-a rezolvat absolut nimic, dar astăzi vine și ne dă lecții despre cum trebuia procedat. În partea cealaltă, mă uitam mincinoși. Ok, dacă așa vreți dumneavoastră să spuneți, niciun fel de problemă. Dar vă întreb, nu ați votat voi pensiile speciale la Consiliul Concurenței cei de la USR? Și acum veniți și spuneți că nu vreți pensii speciale? Colegii noștri au votat la Senat în speranța că orice tăiere din pensiile speciale este bună, dar forma asta este inacceptabilă și AUR se opune acestei forme prin care vă faceți că faceți. Nu tăiați nicio pensie specială și mai rău,
puneți categorii întregi sociale în tagma jefuitorilor. Proiectul de lege pe care îl dezbatem nu oferă soluțiile așteptate la inechitățile sociale, la deficitele bugetare și la lipsa de încredere a cetățenilor în stat. Astfel, problema pensiilor de serviciu, a așa numitelor pensii speciale, pentru UDMR este și a fost de foarte multă vreme una de echitate socială. Iar atunci când vorbim de pensii, automat vorbim despre echitate socială și de solidaritate între generații, contributivitatea fiind singurul criteriu acceptabil în stabilirea cuantumului acestei forme de asigurare pentru bătrânețe. Legea pensiilor de serviciu a fost adoptată de Parlament prin votul decisiv care a aparținut deputaților. Cuantumul net al pensiei nu poate depăși venitul net din ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Persoanele care intră sub incidența anumitor legi și îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform noilor reglementări.